Acesta este timpul în care îl vom... Îi mulțumim fratelui Richard pentru acest discurs și rugăm pe fratele Richard să continue. Mulțumim, frate Friday. Mulțumim fratelui Miroslav pentru că ne-a invitat și pentru că a schimbat programul cu mine, pentru că noi am fost ocupați ieri cu alte lucruri și pentru că ne-a dat această oportunitate. Ce lucru minunat din partea Tatălui Ceresc e acesta. Mulțumim pentru binecuvântările voastre, fraților. Cele patru vânturi ale Apocalipsei. Apocalipsa 7:1. Standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth. Brethren, that is the. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle pe pământ, nici pe mare, nici pe vreun copac. Vă transmitem salutările fraților din Filipine, celor din Manila. Ei au dorit să vă transmită acestea. Acest verset va fi tema principală. Când ne uităm la vânturile care tocmai le-am citit din Apocalipsa, îi sunt menționate de mai multe ori, în special de cele patru vânturi, în special de cel din Apocalipsa 7:1. Aceste vânturi sunt menționate de 9 ori. Acestea se găsesc în cărțile Ieremia, Ezechiel, Daniel, Zaharia, Matei, Marcu și Apocalipsa. Când ne uităm la contextul acestor scripturi, ajungem repede la ideea că în majoritatea cazurilor aceste expresii se referă la distrugere. Haideți să citim câteva dintre aceste scripturi pentru a pregăti scena acestui discurs despre cele patru vânturi. Iar primele scripturi pe care le vom examina sunt din Ieremia 49, 36, 39. Și versiunea pe care eu o să citesc este cea versiunii Bibliei Darby. Din nou, Ieremia 49, 36 la 39. Voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale cerului. Îi voi risipi în toate vânturile acestea și nu va fi niciun popor la care să nu ajungă fugarii din Elam. Elamiții au fost descendenții lui Sem și locuiau în regiunea de sud-vest a Iranului. În diferite timpuri, ei s-au aliat cu dușmanii poporului lui Dumnezeu. Și din această cauză, împreună cu alte națiuni, la timpul potrivit, vor fi puși să bea din paharul mâniei lui Dumnezeu și să se coboare în Șeol. Deși ei încă mai existau în timpul lui Isus și al ucenicilor săi, ca națiune și popor au început de mult să mai existe, împlinind astfel Scriptura. Ați observat că am menționat mai devreme că majoritatea mențiunilor la cele patru vânturi înseamnă de obicei distrugere. Dar există un singur pasaj în Ezechiel care înseamnă de fapt că cele patru vânturi aduc viață. Acesta este capitolul 37:9. Și aș vrea să îl menționez dintr-o altă traducere a Bibliei. Și aici spune: prorocește și vorbește Duhului.
Prorocește, fiul omului, și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. După cum știți, fraților, această scriptură vorbește despre reînvierea națiunii Israel, care a avut loc în anul 1948. Așadar, Jehova, Dumnezeul nostru, Marele Eu Sunt, le-a insuflat viață, iar celor care erau împrăștiați, ca să zicem așa, în cele patru colțuri ale lumii, Tatăl Ceresc le-a insuflat viață, impulsionând mii de evrei să se întoarcă în patria lor, cum în timp ce vorbim. Următoarea scriptură despre cele patru vânturi se află în cartea lui Daniel, unde este menționat de ori. Să ne uităm la Daniel 11:4, care se referă la regele persan Darius Medul. Și cum se va întări, așa se va și sfârma împărăția lui și va împărți patru ale cerului, dar nu între urmașii lui și nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub el, căci va fi făcut bucățele și va trece la alții afară. Să observăm, fraților, că în unele din versete se arată că aceste vânturi vin din ceruri și acest lucru este menționat în următoarea noastră scriptură din Zaharia 2:6. Fugiți, fugiți din țara de la miază noapte, zice Domnul, căci v-am împrăștiat în cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul. Această scriptură descrie și pe poporul lui Dumnezeu, fiind împrăștiat și o împlinire majoră în vremurile de pe urmă, odată cu restabilirea lui. Celelalte două mențiuni, în afară de ultima menționată din Apocalipsa 7:1, se află în cărțile Matei și Marcu și acoperă un eveniment foarte important pentru biserică, eclesia, mireasa lui Hristos, cei aleși. Ambele acoperă același subiect și eveniment. Așa că haideți să citim doar din Matei 24:31. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine apă cerurilor până la cealaltă. Acest pasaj și celălalt din Marcu vorbește despre o perioadă de timp similară cu cea menționată în Apocalipsa 7:1, cele patru vânturi. Să ne îndreptăm acum atenția către Apocalipsa 7:1. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Deci, fraților, unde ne aflăm pe fluxul timpului? Și cât timp vor mai fi reținute aceste vânturi? Știm că timpul neamurilor s-a încheiat. Marele război din 1914 a anunțat cel mai mare război de distrugere pe care l-a văzut vreodată lumea, regate și monarhii care au existat timp de sute de ani s-au prăbușit și multe țări au încetat să mai existe, deoarece ținuturile lor au fost înghițite definitiv. Dar atunci nu era timpul ca aceste vânturi să fie deslegate. Trebuiau să se întâmple multe alte lucruri. Să ne uităm la unele dintre aceste aspecte care trebuiau să se întâmple mai întâi și care aveau să conducă la acest eveniment important.
lucrarea de propovăduire la nivel mondial, așa cum a prezis Domnul nostru Hristos înviat. În Matei 24, cu versetul 14, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Domnul nostru a subliniat din nou importanța acestui eveniment, chiar înainte de a se înălța la cer, pentru a prezenta valoarea jertfei sale Tatălui Său Ceresc. Matei 28, 19-20. O scriptură importantă. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Și fraților, această lucrare trebuia să continue până la deslegarea acestor patru vânturi, indiferent de situație, indiferent de anotimp, în vremuri bune și în vremuri tulburi, așa cum a fost instruit de Apostolul Pavel prin Spiritul Sfânt în Timotei, în 2 Timotei 4 cu 1-2. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care să are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Ce privilegiu avem astăzi, fraților, de a fi implicați, de a participa la împlinirea profețiilor biblice? Știm că studenții serioși ai Bibliei din întreaga lume continuă să urmeze sfatul Domnului nostru. Propovăduiește cuvântul. Un alt eveniment important care trebuie să aibă loc a fost chemarea înapoi a poporului ales al lui Dumnezeu, a evreilor din captivitatea care a durat de la distrugerea țării și a templului lor în anul 70 după Hristos, din cauza necredincioșiei și a respingerii lui Mesia. Am citit mai întâi în Ezechiel 37:9 despre cele patru vânturi care aduc viață poporului său. Să citim mai departe pentru a vedea în versetul 11 că nu există nicio îndoială că această profeție s-a împlinit și că se aplică doar națiunii Israel. Este foarte interesant ce a răspuns Iisus la întrebarea pe care i-au pus-o apostolii săi înainte de înălțarea sa la cer în Fapte 1:6-7. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Este interesant răspunsul pe care li l-a dat Iisus, nu-i așa, fraților? Căci dacă Israelul ar fi fost complet eliminat din marele plan al veacurilor al lui Dumnezeu, Iisus le-a fi spus. Și așa cum am menționat mai înainte, Israel a fost restabilit complet ca națiune în 1948. Fratele Rusă știa că vor fi restabiliți, deși nu știa când, ziua sau ora, dar știa. Da, el credea că va fi înainte de 1915, dar perioada de timp nu a fost dezvăluită nimănui de pe pământ, dar știa că va veni fără greș. De fapt, fratele Russell a primit o scrisoare în 1910 de la un comitet de lideri evrei. Și citim, dragă domnule, discursul dumneavoastră despre Ierusalim și speranțele evreilor
a atins o coardă sensibilă în inimile multora dintre oamenii noștri. Cu toate acestea, ne-am îndoit pentru o vreme că vreun slujitor creștin ar putea fi cu adevărat interesat de un evreu ca evreu și nu doar din speranța de a-l converti. Puteți înțelege cât de surprinși am fost să găsim un slujitor creștin care recunoaște că există profeții din Biblie care aparțin evreilor și nu creștinilor. Fratele Russell și-a dat seama de asemenea că noul legământ aparține doar lui Israel. Observăm că în tot timpul adversarul, Satan, diavolul, a încercat să împiedice împlinirea tuturor profețiilor legate de renașterea Israelului. Cum spuneam, Satan, diavolul, a încercat să împiedice împlinirea tuturor profețiilor legate de renașterea Israelului. Însă toate aceste eforturi ale sale au eșuat, chiar și folosirea nebunului și răului dictator Hitler și imperiului nazist în timpul celui de-al doilea război mondial pentru a extermina complet rasa evreiască de pe fața pământului, a eșuat. Dar știm că este imposibil ca Dumnezeu să mintă. Acest lucru însă nu l-a împiedicat pe diavol, Satan, să-și oprească eforturile. După cum știm, au fost făcute multe încercări de către diverse națiuni arabe care s-au unit pentru a încerca să termine ceea ce Hitler nu a putut. Dar fără niciun rezultat, fiecare bătălie a fost victorioasă pentru națiunea evreiască și va continua până la dezlegarea celor patru vânturi din Apocalips 7:1. Această lume satanică rea a avut două războaie mondiale majore, multe sute de războaie minore, foamete, ciumă, crime în masă, atacuri teroriste precum cel din 11 septembrie, care au provocat panică și teroare pe tot globul. Așa că majoritatea oamenilor de astăzi nu se așteaptă ca împărăția lui Dumnezeu să vină pe acest pământ și spun, așa cum citim în 2 Petru 3, de la 3 la 7. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftelor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci, de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Aș vrea să citesc din revista Zorile din septembrie 2021 despre condițiile mondiale de la începutul acestor evenimente majore până la finalul lor. Vremurile care se aseamănă cu durerile nașterii, crescând în intensitate, cu perioade tot mai scurte de relaxare între ele. Există multe motive să credem că printre primul există multe motive să credem că primul dintre aceste spasme de distrugere a început în timpul primului război mondial. Pe lângă numărul de morți și distrugerea provocată, a fost un război care a dus la răsturnarea multor familii regale europene. Nu mai trebuie să vorbești. Este suficient să vorbești cu oamenii din ziua de azi pentru a ne da seama că majoritatea consideră că lumea va continua să trăiască și că singura soluție pentru problemele de poluare din prezent, precum și pentru multe alte probleme, cum ar fi aprovizionare cu energie și cu
combustibil fosil poate fi și va fi rezolvată doar de către om cu intervenția științei. Se vorbește despre exploatarea noilor lumi, planete, călătorii spațiale și colonizarea planetei Marte. Nu le este de ajuns că au distrus Pământul. Acum vor să aducă poluare și distrugere în alte sisteme solare. Ei ignoră faptul că Iehova Dumnezeu, Atotputernicul, în putere și înțelepciune, îi va aduce la ruină pe cei care au ruinat Pământul. Așadar, fraților, unde ne aflăm în curgerea timpului? Conform unei mișcări religioase, știți voi, care s-a despărțit de adevărul învățat de cuvântul lui Dumnezeu când fratele Russell a murit și s-a identificat ca martorii lui Jehova, ei spuneau tuturor că aceste patru vânturi vor fi dezlegate în anul 1975. Dar iată-ne în anul 2021 și încă suntem aici. Iar situația de astăzi este mult diferită de cea de atunci. Să aruncăm acum o privire asupra evenimentelor din ultimii ani și să vedem dacă ne putem face o idee despre locul în care ne aflăm în raport cu dezlegarea acestor patru vânturi. În primul rând, să ne uităm la șocul care a reverberat în întreaga lume, așa cum am menționat anterior. Atacul terorist comis de teroriștii islamici asupra Statelor Unite la 11 septembrie 2001. Statele Unite ale Americii, una dintre cele mai puternice țări din lume, a fost pătrunsă și umilită de acest act rău care a luat mii de vieți nevinovate din multe țări de pe glob care se aflau în turnurile gemene ale World Trade Center-ului. Un astfel de act a fost de neînțeles pentru majoritatea oamenilor. A declanșat un val de teamă în întreaga lume și mulți ani de ocupație în Orientul Mijlociu. Mii de oameni și-au pierdut viața acolo. Miliarde de dolari și forță de muncă au fost cheltuite, fără niciun rezultat. Și regimul dur al fanaticilor religioși extremiști, sub controlul talibanilor, a preluat din nou puterea în Afganistan. Iar ISIS încă este o amenințare teroristă în multe țări și continuă să ucidă, să răpească și să planifice atentate sinucigașe cu bombă. Din cauza puterii celui rău, Satan, diavolul, care știe că mai are puțin timp la dispoziție, călătoriile în multe regiuni ale globului sunt nesigure astăzi. Și aș dori să menționez câteva dintre aceste țări care au fost declarate ca fiind nesigure pentru a fi vizitate, pentru a călători. Și cele mai importante sunt Afganistan, Republica Centrafricană, Irak, Libia, Mali, Somalia, Sudanul de Sud, Siria, Yemen, Nigeria, Ucraina, Pakistan, Egipt și precum și câteva districte, insule din Filipine, cum ar fi Mindanao, Sulu, Arhipelagul, peninsula Zamboanga. Așadar, fraților, cu siguranță, cred că suntem în perioada de timp care este ne este descrisă în 2 Timotei 3, de la 1 la 5. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.
depărtează-te de oamenii aceștia. Deci, această scriptură pare să pregătească scena pentru perioada de timp în care trăim astăzi. Niciodată până acum nu s-au adunat toate semnele prezise de Domnul și Stăpânul nostru, Iisus Hristos, pentru a produce perioada de timp în care trăim acum. Da, într-adevăr, vremuri critice, greu de gestionat. Aceasta este perioada de timp despre care se vorbește în Apocalipsa 7:1. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Acum ne punem întrebarea. De ce țin acești îngeri cele patru vânturi? Ei bine, răspunsul este dat în următoarele versete. În 3 și în versetul 3 și 4 din capitolul 7, zicând: nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fusese pecetluiți, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Astfel se explică de ce sunt ținute vânturile, pentru a finaliza pecetluirea miresei lui Hristos, pentru a-i proteja de marele balaur Satan, diavolul, și de agenții săi pământești, de sistemele guvernamentale și religioase. Aceasta a fost ambiția lui Satan încă din grădina Edenului, de a distruge această clasă. De aceea Hristos a prezis acest eveniment și protecția Bisericii lui Dumnezeu, pentru ca mireasa sa să supraviețuiască. Haideți să citim Matei 24:21-22, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Deci, frați și surori, clasa miresei, adunarea, biserica, este încă chemată. De asemenea, știm că marea mulțime, gloata, vine încă în număr mic, dar ușa este încă deschisă. Domnul nostru, Regele Regilor, bate încă la ușile oamenilor, iar dacă ei deschid ușa și răspund la chemarea lui de a ieși din Babilon, marea prostituată, atunci ei pot avea șansa de a lua o coroană. Deci cât timp va rămâne deschisă această ușă? Cât timp va dura până când îngerii care rețin aceste vânturi distrugătoare vor primi ordin să le dea drumul? Aș vrea să știm răspunsul, dar în Matei 24:36 ni se spune că despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Dar știm că în acest timp de mare necaz, chiar înainte ca vânturile să se dezlănțuie, Regele Regilor, Domnul nostru, Hristos cel Înviat, va trimite pe îngerii săi cu un sunet mare de trâmbiță și îi va aduna pe cei aleși, mireasa, din cele patru colțuri ale pământului, și ei vor muri. Dar într-o clipeală de ochi, sau am putea spune aceasta într-o nanosecundă, vor fi transformați din ființe muritoare corupte în ființe spirituale incoruptibile, nemuritoare, și se vor înălța la ceruri pentru a se uni cu restul miresei, acum completă și glorioasă. Așa cum nu mai există niciun motiv să ne rețină
Așa că nu, acum nu mai există niciun motiv să se rețină cele patru vânturi. Acum începe marea zi, începe marea zi a Domnului Atotputernic, bătălia Armagedonului, în care regii întregului pământ locuit se vor aduna pentru a purta război împotriva Marelui Eu Sunt Jehova de Dumnezeu și Fiul Său, Iisus Hristos cel Înviat, regele regilor. Da, toată omenirea va trebui să-și plece genunchii și va trebui să-L sărute pe Fiul și așa cum scriem Psalmul 2:12. Dar cine este Fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă, ferice de toți cei ce se încred în El. Toți cei care li se opun, guvernele militare și falsele sisteme religioase, vor fi măturați. Fraților, deși nu cunoaștem ziua sau ora, putem citi semnele. Așa că haideți să stăm în alertă, de veghere, de veghe, să fim vigilenți, să așteptăm în așteptarea acestui timp de mare necaz. Să ne ridicăm capetele și să ne bucurăm când vedem că aceste lucruri se întâmplă, pentru că eliberarea noastră se apropie. Amin. Yeah, thank you very much, Brother Richard, for the wonderful presentation. Mulțumim fratelui pentru această prezentare frumoasă. A fost o mare binecuvântare pentru noi, pentru toți dintre noi. Mi-a plăcut așa mult discursul și am crezut că încă o să mai continue. Și ne-a lăsat câteva minute. Însă acest timp îl vom folosi pentru întrebări.